Partea 3 cu Regionalism din Republica Moldova. Ghicește cuvântul cu noi. Ascultă cuvântul, pune pauză și ghicește, să vedem cât de aproape ești de noi și de adevăr. Deci, 5 cuvinte din partea mea, 5 cuvinte din partea ei. Cine are cel mai mare punctaj va fi cel mai bravo. Să pornim. Hudiță. Hudiță se folosește la sudul Republicii Moldova, nu știu, în alte zone nu a fost. Hudiță înseamnă stradă. Hulpav. Am un punct. Hulpav. Hulpav. Răzneț? Ține de caracterul persoanei? Deștept. Hulpav. Prost. El s-a repetat mai nevoie. Sensul. Un pier de vară. Lenos. Hulpav. Egoist. Da. Hulpav egoist. Am două puncte. Hulpav egoist. Hulubiță. Hulubiță este porumbiță. Toată lumea știe. Curduca. 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 A curduca. A zbutui. A zdruncina. A zdruncina. A zdruncina. A holdăcâi. Păi da, zdruncina intră în listă? Da. E gata, eu am ghicit, pot să vedeți cum e următoare, dați-mi vreo bucă. Deci care? Care mai sunt acolo? Ascultura. Ascultura. Care? A. 1, 2, 3, 4. 3 A. 3 A. 4. 3 A. 4 A. Mai aici. Caterina e darnică la punct. Curducătură. Curducătură, zdruncinătură. Păi de la curtuii. Da. Da? Câștigat punctajul maxim de 5 puncte. Acum să vedem cât câștigă Caterina. Numai că e sigur o citit următorul. Așa. Hurmuz. Da, mă. Șerac de mărcine. Eu am spus că e citierci. Eu numai prima am zis să-l citit. Hurmuz. Păi am zis. Huzura. Ascultura. Ahuzura. Nu știu unde se folosește ahuzura, la noi la sus folosește ahuzuri. A dormi. Ahuzuri. Ai fi bine. A trăi o viață liniștită, tehnică, corect. Poți să iei în punctaj. Ne-am luat. Așa. Cuștiuliuc. Baltoacă. Nu. A sări în baltoacă. Eu sar în baltoacă și zic cuștiuliuc. Hopa. Este o interjecție. N-ai ghicit! Două puncte am, nu? Păi eu ți-am spus. Curștiuliuc! Păi n-ai ce, nu mai am. A treilea. A patra. Interjecție, zgomotul făcut de căderea unui obiect în apă. Ok, relativ. O ghicit, așa. Asta toată lumea știe. Pepe, nu știi, mamă? Așa. Următorul cuvânt. Hârbui. A hârbui. A nu păstra. A strica, a sparge un vas. Câte ai? Patru. Ultimul cuvânt. Hârleț. Obiect pentru folosit în grădinărie. Cazma. Corect, bebe. Hai spune papa, ne vedem la următorul clip. Pa, pa!